Agitație, determinare și multă responsabilitate pe umerii unui manager care de zeci de ani se ocupă de cea mai mare fabrică de pâine din județul Argeș. Muncă multă înseamnă și foarte mult stres. Când simte că ajunge la limită, lasă fotoliul de director și merge printre animalele din ferma înființată special pentru recreere. Da, există și așa ceva. Măgăruși, ponei, oi carabașe, dar și țurcane, capre alpine, câini ciobănești, toate conviețuiesc în deplină armonie în ferma de la Mărăcineni. Vitalitatea și voieșia lor alungă stresul și dau speranțe pentru un viitor mai bun. Vă prezint prietenul nostru Bujorel, este a doua generație, născut în ferma domnului director al fabricii de pâine de la Mărăcineni. Așa cum este de vioi și de frumos, sunt convinsă că viitorul arată foarte bine. Ca în orice domeniu, primul pas s-a dovedit a fi și cel mai important. Iar pentru a deveni un antistres veritabil, sunt planuri deja ca ferma să crească. La început am luat un măgăruș în ideea de a-l avea în grădina pe care societatea o deține. La insistențele unor prieteni mi-au sugerat că ar fi un loc ideal, deoarece spațiul permite să achiziționăm mai multe animăluțe, ceea ce am și făcut. După un măgăruș au venit cei doi ponei care s-au mulțit ulterior, am mai luat niște oițe de asemenea. După aceea am luat niște capre alpine care sunt chiar plăcute, jucăușe să zic așa, și de drag poți să vii să le privești și să le poți vedea. Și ulterior intenționez să mai achiziționăm de asemenea câteva animăluțe pentru care deja am vorbit să le aducem la noi în mica fermă. Longevivul manager deține rețeta de succes în afaceri, așa că știe foarte bine că munca de director și cea de fermier se îmbină perfect. Cred că se împletește perfect după ce ne încărcăm și stresul pe care la momentul acesta cred că toți îl avem. Venind în mica fermă și la animăluțele pe care le avem, este un moment de relaxare totală și chiar ne încărcăm pentru ziua următoare, fiind în mica companie acestor animăluțe.